Focus Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Roata unui avion a explodat după care a luat foc, s-a întâmplat pe aeroportul din Cluj-Napoca. În aeronavă erau 113 pasageri. Un paznic al spitalului din Tulcea l-a bătut pe un pacient până când l-a lăsat lat. O profesoară de muzică a predat o altfel de oră elevilor, una împotriva vaccinului. O 113 pasageri au trecut prin momente de panică aseară pe aeroportul din Cluj-Napoca. La contactul cu solul, roțile aeronavei în care se aflau au explodat după care au luat foc. Echipajele ISO au activat imediat planul roșu de intervenție. În urma incidentului, aeroportul a fost închis timp de câteva ore, iar mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri. Nu ridică presiunea, că a păstrat sniper de la central. Au luat foc avionul! Puțin după ora 19.30 s-a instalat panica pe aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca. O roată a avionului care venea din Egipt cu 113 pasageri la bord a explodat la contactul cu pista și a luat foc. Asta a fost prima informație primită de pompieri. S-a activat planul roșu de intervenție. În doar două minute, pompierii aeroportului au intervenit pentru a stinge incendiul. La scurt timp, echipajele ISU au ajuns și ele pe pistă. Incendiul se manifesta la trenul de aterizare al unui avion care transporta 113 pasageri. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, în condiții normale. Este vorba de un Boeing 737 seria 700, a companiei Fly Egypt. La aterizare s-au spart toate cele patru pneuri a trenului principal de aterizare, au luat foc. Este posibil să fie avut viteză foarte mare. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă pasagerii au trecut printr-o sperietură soră cu moartea, iar specialiștii spun însă că pericolul a fost imens. A lovit cu unul din grupurile de roți pe partea stângă. Apoi s-a lovit tot brusc când s-a reașezat aeronava cu grupul de roți dreapta. A fost un șoc, pneurile au cedat. Pericolul ar fi fost destul de mare dacă, pe de o parte, piloții nu ar fi reușit să redreseze aeronava și să o aterizeze. Aeronava urmează acum să fie supusă unei serii de investigații. În urma incidentului, aeroportul din Cluj-Napoca a fost închis timp de două ore. Un zbor a fost anulat, iar alte șase au avut întârzieri de cel puțin două ore. O clipă de neatenție putea fi fatală. Un bărbat care a căzut de la etajul 4 a aterizat fix pe copertina vecinului de la etajul 3. Cum s-au chinuit pompierii să-l salveze de acolo, vedeți în câteva minute în jurnal. Un bărbat a fost bătut până când a căzut la pământ de un angajat al spitalului din Tulcea. Ar fi vorba despre un pacient adus cu ambulanța, spune un martor. Scenele au avut loc chiar în curtea unității, iar paznicul a spus că bărbatul l-ar fi atacat cu un cuțit. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. De ce dai brenel? De ce nu vă băgați? Băi, pază! Băi, ce faceți aici? De ce lăsați să-l bat? Conflictul a început chiar la primiri urgențe, acolo unde bărbatul a fost dus de către medicii de pe ambulanță. Moment surprins de un cameraman amator. Lasă-o, mă, băi! Băi! Eu bate jocul, băi, băi! Cine ești tu, băi? Cel pus la pământ ar fi amenințat cu armă albă cadrele medicale și pacienții, susține paznicul. Pentru că pacientul făcea scandal, un medic a apăsat butonul de panică. Atunci a intervenit unul dintre paznicii spitalului, un bărbat de 54 de ani. Odată scos în curte, bătrânul a fost luat la pumni. Filmarea arată că, deși bătaia are loc chiar în fața celorlalți pasnici, aceștia nu intervin. Și când a întrebat soțul meu, paza, ce faceți, nu vedeți că îl bate? A zis că ce treabă am eu cu domnul. Poliția a deschis deja o anchetă în acest caz, la fel și conducerea spitalului. Este cu atât mai dureros că aceste scene s-au petrecut atât de aproape de un loc unde lumea suferă. Vom vizualiza astăzi camerele de
supraveghere. Polițiștii care au venit la fața locului au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe pe numele paznicului. Între timp, au ridicat imaginele surprinse de camerele de supraveghere din spital pentru a vedea dacă cel bătut ar fi amenințat cu un cuțit cadrele medicale și pacienții, așa cum susține paznicul. Un șofer băut a provocat un grav accident de circulație în județul Constanța. S-a întâmplat în centrul orașului Ovidiu, unde individul care conducea cu viteză a lovit un sens giratoriu, iar în urma impactului mașina a fost proiectată în alt autoturism. Șoferul băut nu a pățit ceva. Cel care circula regulamentar însă a rămas blocat în mașină în urma impactului. Până la sosirea salvatorilor, martorii au reușit să-l scoată, iar medicii l-au dus la spital. Șoferul vinovat de producerea accidentului a rămas fără permis auto și s-a leșit cu dosar penal pentru vătămare corporală, dar și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au descoperit că șoferul avea 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat. O clipă de neatenție se putea transforma într-o adevărată tragedie. Un bărbat a căzut de la etajul 4 al unui bloc, dar norocul lui a fost că a aterizat fix pe copertina vecinului de la etajul 3. În momentul în care au ajuns pompierii, omul era atât de panicat încât nu putea să se miște. Vecinii au privit speriați întreaga scenă și au aplaudat în momentul în care bărbatul a fost salvat. Mamă, de desfația aia. Era ora 13:20 când un bărbat din orașul Robinari a ieșit la geam să-și pună hainele la uscat. Însă a alunecat și a căzut. Norocul lui a fost că vecina de la 3 avea o copertină la geam. Căzut un nene de la etajul 4. E speriat. Pompierii au ajuns de urgență să-l salveze pe bărbat. Operațiunea a durat minute bune, iar copertina care îl susținea pe bărbat se putea rupe oricând. Nu poate mai cade ceva. Nu! Alexia, uite cu fața la mine. Alexia, stai cu fața la mine. E frică că pică. Vecinii au privit îngroziți operațiunea de salvare. Într-un final, bătrânul a fost tras de mâini și băgat în casă, fără să pățească ceva. Ajută, Doamne! Așa, bravo! Hai, hai! Așa, Doamne, ajută! Hai, ține! Gata! Așa, prindă de mijloc de brațe și aia e! Ce să prindă, uite, acolo e slab, din câte văd eu. Ajută, Doamne! Încearcă și el! Bravo! Misiunea pompierilor a avut un final fericit, însă atrag atenția asupra accidentelor de acest fel, care pot avea loc din neatenție. 4 oameni, printre care și un bebeluș, au fost răniți în această după-amiază într-un grav accident de circulație în care au fost implicate o mașină și o autorulotă. Totul a avut loc la ieșirea din Posada, județul Prahova. În urma impactului, 3 oameni au rămas încarcerați. Salvatorii ajunși la locul accidentului au scos pe răniți din mașină distruse și i-au dus la spital. Polițiștii încearcă acum să afle care dintre șoferi se face vinovat de producerea accidentului. Dacă te vaccinezi, ajungi legumă în 2 ani, iar dacă ajungi în spital, nu mai ești viu de acolo. Asta le spunea elevilor o profesoară de muzică din Botoșani. Înregistrările făcute de elevi au ajuns și la urechile ministrului Educației, care a promis că trimite corpul de control la liceu. Profesorul a ținut acest discurs la liceul teoretic Grigore Antipa din Botoșani. Părinții au fost cei care i-au îndemnat pe elevi să o înregistreze pe profesoară. Asta după ce copiii au tot povestit acasă că profesoara venea la cursuri fără mască și le spune că vaccinul îi va omorâ. Faceți ce vreți, dar sunteți tineri, copii, așa? Acum am ajuns exact ca la Auschwitz. Dacă nu sunt stau, mai ești viu de acolo. Deci exact ca la un laborator. Te-ai dus acolo, s-a făcut cruci. Asta pentru că, susținea profesoara, tratamentele pe care le primesc bolnavii de COVID în spitale le fac mai mult rău decât bine. Poți fi rău
tratamentul corespunzător bolii respective, când a tratament COVID. Și-a făcut reacția în drept și la revedere. După ce au văzut înregistrările, părinții au anunțat conducerea liceului și inspectoratul. Nu au primit vreun răspuns. Ministrul Educației însă le-a oferit unul. Ministrul Educației va trimite luni la prima oră două persoane din corpul de control al ministrului și vă asigur că și pe linie de învățământ măsurile vor fi cele mai drastice pentru doamna profesor. Doamna profesor nu numai că a făcut această pledoarie, dar a făcut și afirmații extrem de jignitoare prin a spune că spitalele sunt abatoare. Este o desconsiderare a muncii medicilor care se zbat pentru a salva vieți omenești. Este incalificabilă această afirmație. Profesoara predă educație muzicală în mai multe școli din Botoșani. De o lună o face și la Liceul Teoretic Grigore Antipa, una dintre cele mai renumite unități de învățământ din oraș. Situația este dramatică în spitale. Medicii au anunțat astăzi că virusul SARS-CoV-2 a ucis o fetiță de doar 6 ani. Acum la ATI nu mai este vreun loc liber, iar în saloane și pe holurile spitalelor sunt peste 18.000 de pacienți cu COVID. Deși mii de oameni se îmbolnăvesc de la o zi la alta, mulți români refuză să respecte măsurile de protecție. Trebuie să purtați masca, da? Astăzi aveți un avertisment verbal și vă rog să o purtați în permanență. Polițiștii au făcut verificări în Obor, una dintre cele mai aglomerate zone din capitală. În ciuda numărului mare de cazuri, încă există oameni care nu vor să respecte regulile. Vaccinul, ba da, este obligatoriu. Unde? Dar ce ați întâlnit în aici, Constituție? Aici, în piață, în Constituție, nu trebuie să scrie în Constituție, da? De ce? Cum de ce? De. S-a dat o lege specială, da? Unde? Anul trecut. Aveți vaccinul făcut? Dovadă ceva? Nu, o dovadă, certificat verde, n-aveți. Nu aveți dovada sau certificatul verde, o să vă rog să părăsiți terasa, da? Domnule, într-o parte, vă dați un pic într-o parte, nu stați lângă legume dacă vreți să fumați, după care vă puneți măscuta. Da? Bine? Purtați masca de protecție. E periculos dacă stai fără mască. Nu vedeți că mănânc? Da, dar e periculos pentru dumneavoastră. E pentru mine, ce? Eu dacă nu mă gândesc dumneavoastră. Da? Nu ar trebui cu amenzi cu astea. E mai bine așa, o sancționare verbală. Să-i atenționeze tot timpul. Puneți-vă măștile, până la urmă intră omul în reflex. Administratorii de terasă din Obor încearcă să-i facă pe oameni să înțeleagă că nu au voie să stea la masă dacă nu au un certificat verde. Însă nu toți înțeleg. Eu am făcut afișe și am pus peste tot, exact asta am scris. Ești vaccinat, stai la masă, nu ești vaccinat, mănânci tu acasă, cam așa ceva, știi? Și văd că oamenii înțeleg. Acum că sunt și mulți, exact cum a zis și domnul dinainte, că au și din alea false, eu n-am cum să le demonstrez, că știi care e treaba? Nu poți să le ceri buletinul tu ca operator economic. În situația în care găsim o persoană la terasă care nu are codul QR, riscă o amendă de la 500 la 2500 de lei. Și polițiștii de la brigada rutieră au făcut controle în mijloacele de transport în comun. Autoritățile au decis să facă tot mai multe controle din cauza numărului tot mai mare de noi îmbolnăviri. În doar 24 de ore, doar în capitală s-au infectat 3.128 de oameni, astfel că rata de incidență a depășit 16 la mii de locuitori. Virusul îi afectează tot mai mult și pe cei mici. Astăzi, doi copii bolnavi de COVID au murit. Este vorba de o fetiță de doar 6 ani din Argeș și de o adolescentă de 17 ani din Buzău. Ambele aveau și alte boli. De ieri până azi au pierdut lupta cu boala 352 de oameni. Practic, odată la 4 minute, un om a murit. Deși 23 dintre ei nu aveau alte probleme de sănătate, virusul i-a răpus. Situația este cu atât mai gravă cu cât în spitale nu mai există niciun loc liber. Când avem numărul internaților în ATI mai mare decât numărul paturilor, înseamnă că sunt pacienți care sunt internați pe foaie la ATI, dar care primesc îngrijirile în unitățile de primiri urgență, fiind ventilați acolo și îngrijiți în colaborare cu secția de ATI, dar pe locurile de la UPUI. Azi, la terapie intensivă, sunt internați 1739 de oameni infectați cu virusul SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 35 sunt copii. În doar 24 de ore, în întreaga țară, au fost înregistrate peste 15.000 de cazuri noi de COVID-19. Sud-estul țării a fost lovit în ultimele zile de ploi abundente. În unele locuri s-au adunat chiar și peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul a fost atât de puternic încât mai mulți copaci au fost mulși din rădăcini. Mai multe informații însă despre acest subiect are colega mea, Amalia Chiriță. Amalia, bună seara! Când vom scăpa de ploi?
Bună seara, Marius! Mâine dimineață vom scăpa de aceste ploi mai abundente, dar în continuare vor fi precipitații slabe în unele zone. Capitala a fost sub cod portocaliu în ultimele două zile, s-au strâns peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile, dar și vântul puternic au reușit să pună la pământ mai mulți copaci. Chiar astăzi, pe strada 11 iunie din capitală, un copac a fost doborât chiar pe șina de tramvai. Din această cauză, circulația în zonă a fost îngreunată. În acest moment avem 5 județe sub cod portocaliu de ploi puternice. Vorbim despre județele Tulcea, Constanța, Călăraș, Brăila și Ialomița. Codul galben va rămâne în vigoare până mâine dimineață la ora 8. Totuși, sunt și vești bune. Meteorologii au anunțat că de la începutul săptămânii viitoare, vremea se va îmbunătăți, iar marți în capitală, temperaturile vor ajunge chiar și la 18 grade Celsius. Marius? Amalia, îți mulțumim foarte mult. 24 de pagini, atât are lista cu avarii la rețeaua de termoficare din București. Deși afară este frig, mii de oameni stau ori fără căldură, ori fără apă caldă, iar veștile nu sunt deloc bune. Se anunță probleme mari cu căldura în această iarnă, având în vedere că două ceturi nu funcționează. Sistemul de termoficare este atât de ciuruit încât este un șvaițăr acum. Vremea s-a răcit mai devreme în acest an, iar bucureștenii se confruntă din nou cu aceleași probleme vechi. Nu e căldură, nu e apă caldă, e călâie. Ați avut vreodată în ultima săptămână apă caldă? Nu. Caloriferele? Cum sunt? Degeaba le dăm drumul că asta e. Vedem ce-o plăti. Într-o săptămână, în medie, câte zile aveți, câte zile nu? Cam vreo 3 zile nu prea avem apă caldă. Au fost probleme cu apa caldă, în special cu căldura. În ultimele zile au început să facă niște verificări. Dar cu apa caldă, da, și pe tot parcursul verii. Adică nu este doar o situație, ce spunem acum, toamna. Cum v-ați descurcat? Sincer, am încălzit apă. 24 de pagini are lista cu avarii de pe site-ul Termoenergetica. Cele mai mari probleme sunt în sectoarele 6 și 1. Primarul capitalei spune că există mai multe cauze care au dus la situația din ultimele zile. LCN-ul nu și-a terminat reviziile pe care trebuia să le facă și atunci nu dă cantitatea de căldură pe care ar trebui să o dea. Pe de altă parte, avem un problemă care ține de două centrale, una privată, una care ține de primăria sectorului 1. Din cauza prețului exploziv al gazului, în momentul de față, pentru toată lumea este nerentabil să dea energie termică și atunci aceste două centrale nu funcționează. Problemele sunt cauzate și de starea precară a rețelei de termoficare. S-au făcut lucrări în această vară? S-au făcut lucrări de revizie și reparație, însă resursele pe care le avem sunt foarte mici și nu atât de mult încât să putem spune că 100% nu vor fi probleme. Vor fi probleme punctuale, suntem mobilizați ca să le rezolvăm. Deci, din păcate, avarii vor mai fi. Doar aproximativ 15 km de rețea primară de termoficare au fost reabilitați în această vară, spune Nicu Șordan. Fosta administrație ar fi de vină. Din nou, nu am găsit achiziția deja făcută, deci nu trebuie să ai și proiectul și trebuie să ai și achiziția. Dacă te apuci tu să faci achiziția cum ne-am apucat noi, ne-a luat câteva luni și n-am apucat decât pe ce am reușit cu compania noastră municipală. Acum, primăria a obținut 300 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru reabilitarea a 210 km de rețea principală. Până ca lucrările să fie gata, pe bucureștenii așteaptă o iarnă friguroasă chiar și în apartamente. În timp ce facturile la gaze și energie electrică au crescut și de 5 ori în această perioadă, premierul demis Florin Cîțu susține că la iarnă lucrurile se vor schimba. Românii vor simți cu o factură mai mică în iarna aceasta exact beneficiile creșterii economice. Ne putem permite să reducem atât TVA-ul la aceste IMM-uri, cât și să plătim o parte din facturile românilor la energie în această iarnă, pentru că avem creștere economică. Potrivit lui Florin Cîțu, o soluție pentru scăderea facturilor ar fi reducerea TVA-ului de la 19% la 5% pe o perioadă de 6 luni. Însă această măsură este doar la faza de propunere. Ea urmează să fie discutată la Ministerul Finanțelor, instituție care va putea lua o decizie în acest sens. Declarațiile lui Florin Cîțu vin în contextul în care două agenții americane, Standard & Poor's și Moody's, au îmbunătățit perspectiva de rating a României de la negativă la stabilă.
Echipamentele electrocasnice vechi reprezintă un real pericol. Mulți aleg să le țină în casă sau le aruncă în natură, unde, odată descompuse, eliberează substanțe extrem de nocive care ajung în organism fie prin inhalare, fie prin consumul de alimente și apă contaminată. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că cele mai afectate sunt gravidele și bebelușilor. Un frigider vechi sau un cuptor cu microunde de mult nefolosit sunt doar câteva dintre electrocasnicele de care mulți dintre români nu știu cum să scape. În momentul în care ele sunt depozitate și demontate mecanic sau sunt ajung într-un grad de uzură ridicat, pot să elimine din interiorul lor metalele grele pe care le conțin. Cel mai grav este când acest tip de deșeuri sunt aruncate la întâmplare, în natură, unde se descompun. Substanțe nocive precum plumbul, dioxinele și mercurul ajung astfel în aer, în sol și în apă. Cu toții suntem expuși la ele, însă cel mai periculos este pentru femeile gravide și pruncii lor. Încă de la formare, substanțele periculoase pot duce la defecte genetice și malformații la făt, arată un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății. În momentul în care materialul genetic de la mamă și de la tată se recombină și se formează un nou genom. Acest genom poate fi format greșit încă de la început, acele aneuploidii, acele defecte genetice. Expunerea poate declanșa alte afecțiuni grave. De cele mai multe ori observăm la nou născut și imediat după o afectare respiratorie prin boli autoimune, prin alergii și așa mai departe. Copilul poate suferi de anumite boli mai târziu. În maturitate chiar pot fi boli cum ar fi cancerul, afecțiunile maligne sau boli cardiovasculare. Ca să nu mai reprezinte un pericol, electrocasnicele vechi trebuie redirecționate spre centre de reciclare. Cum se poate face asta? Fie se scoate în fața locuinței și este preluate colectori sau de salubristul local din zona respectivă, fie sunt duse în mod voluntar de către proprietarii acestor echipamente la un punct de colectare. Aceste puncte de colectare pot fi inclusiv magazinele de unde cumpărați un produs nou. O altă variantă este pusă la dispoziție de Organizația de Mediu, care oferă preluarea gratuită a deșeurilor electrice și electronice. Francezii nevaccinați nu mai beneficiază de teste COVID gratuite. De ce au luat autoritățile din Hexagon această decizie, ne spune în câteva minute de la Paris Cătălina Iordache. Oradea poate fi văzută din nou de la înălțime. După 2 ani de lucrări a fost deschis turnul primăriei. Cei care își doresc să admire orașul de la 50 de metri înălțime trebuie să urce 250 de trepte însă. Lucrările de amenajare ale turnului primăriei din Oradea au costat aproximativ 125.000 de lei. Au fost refăcute spațiile interioare, unde s-au pus în valoare zonele cu piatră naturală și inscripțiile de pe pereți, vechi de mai bine de un secol. La primul etaj a fost amenajat un mini-muzeu al pompierilor din oraș. Turnul primăriei Oradea la 1904 era un punct de observare a pompierilor, în turn aflându-se patru ciocane care semnalau incendiu în cele patru zone ale orașului. Vizitatorii au șansa să vadă și mecanismul unui ceas creat la începutul secolului 20 de lăcătușul ceasornicar Desemezei. Aici este etajul al doilea practic al turnului primăriei din Oradea. Acesta este ceasul mamă, cum îl numim noi. Este ceasul care la ore fixe cântă marșul celebru al lui Iancu. Pe marginile turnului sunt pancarde însoțite de notate, adică scrise pe pancarde, marile capitale ale lumii și câți kilometri sunt de la Oradea până la ele. De la 50 de metri înălțime pot fi admirate Piața Unirii, Palatul Vulturul Negru sau Biserica cu Lună. Tot aici a fost montat și un telescop, care poate fi folosit gratuit. Turnul primăriei din Oradea poate fi vizitat în fiecare zi a săptămânii, mai puțin lunea. Biletul de intrare este de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Tradiții înviate cu bani europeni se întâmplă în Bihor, unde o educatoare a deschis un atelier de olărit. Alături de întreaga familie, femeia face mii de obiecte din ceramică. Cei mai fericiți sunt copiii care ajung acolo. Ei au ocazia să lucreze la roată, iar apoi să și picteze creațiile.
Ana Florea, educatoare în satul Belejeni, și-a dorit să pornească o afacere cu obiecte confecționate din lut. A făcut un proiect, a reușit să obțină bani europeni, iar cu ei și-a cumpărat tot ce avea nevoie pentru atelier. Pata de olărit și până la cuptorul de ars, calandru pentru lucratul lutului, trei roți de olărit, practic. Avem o roată tradițională la picior, pe care nu prea lucrăm, ce e drept, pentru că e un pic mai dificil, și avem două roți electrice, una fixă, pe care o folosim în atelier, și una care poate fi ușor mutată dintr-o parte în alta. Cu ajutorul familiei, Ana și-a deschis atelierul de olărit într-un fost adăpost pentru animale. Oricine vrea poate să învețe cum se fac obiectele din lut. Folosesc lutul gata pregătit, îl punem pe roată și trebuie să avem, ca să putem să-l prelucrăm, trebuie să avem tot timpul mâinile umede. Aici la roată foarte bine, aici lăsăm tot deoparte și ne ocupăm numai de lut. Îți fac toate grijile? Tot, absolut. Dacă vii cu gânduri rele și nu ăsta, nu prea să leagă. Nu iese nimic? Nu, nu. După ce iese de pe roata de olărit, obiectul este lăsat la uscat timp de câteva zile, apoi e ars într-un cuptor performant. Prima ardere se realizează la 850 de grade aproximativ, iar a doua poate să meargă până la 1000 și ceva de grade. Urmează apoi procesul de vopsire al obiectelor de decor, la care lucrează toți cei din casă. Inclusiv la pictat ajut, adică am învățat din mers. Având o comandă foarte mare atunci și văzând că nu se descurcă, am început și eu, și de atunci eu fac continuu, dar nu fac același model. În cei 4 ani de când au înființat atelierul, aici au fost făcute mii de vase, căni și obiecte de decor. Dintre vizitatorii care încearcă să prindă arta olăritului, cei mai fericiți sunt cei mici. Am făcut un paharel micuț. Cum ți se pare? Fain. Ești murdară pe mâini. Cum e senzația? E udă. Îți place? Da. Frumos. Pentru că a făcut tana. Familia Florea vrea acum să obțină alți 30.000 de euro fonduri europene. Cu acești bani va construi o zonă de ateliere pentru vizitatori, dar și căsuțe din paie. Franța înăsprește regulile pentru cei nevaccinați. Cetățenii care nu s-au imunizat nu mai beneficiază de teste COVID gratuite, așa cum se întâmpla până acum. Colega mea, Cătălina Iordache, este în Paris și vine cu mai multe detalii. Cătălina, bună seara! De ce au recurs la aceste procedee până acum? Aceasta este noua strategie a guvernului francez de a convinge cât mai multă lume să se vaccineze. Până acum, toți francezii beneficiau de teste pentru COVID gratuite, atât teste PCR cât și teste rapide. Doar că de acum înainte, persoanele nevaccinate vor fi nevoite să-și plătească singure testele. De altfel, în Franța, peste tot sunt amplasate corturi pentru teste rapide cu rezultatul în 15 minute, corturi în fața cărora zilele trecute francezii formau cozi interminabile. Excepție de la această regulă, bineînțeles, fac persoanele care fac obiectul unei anchete epidemiologice, persoanele care au trimitere de la un medic, dar și elevii. În Franța, toate activitățile comerciale sunt deschise, însă pentru a merge la restaurant, la cinema sau chiar pentru a călători cu trenul, este nevoie de un certificat verde digital care arată dacă persoana este vaccinată, a trecut prin boală sau are un test negativ. Așadar, persoanele care nu s-au vaccinat și vor să participe la toate aceste activități, trebuie să aibă un test negativ, test pe care până acum îl puteau face gratuit. În Franța, aproximativ 70% din populația eligibilă este vaccinată cu ambele doze. De altfel, infectările aici au început să scadă față de luna trecută. Cazurile noi au scăzut acum cu 10%. În ultimele zile s-au înregistrat în media aproximativ 4.000 de cazuri noi pe zi. Impunerea certificatului verde de vaccinare la locurile de muncă în Italia a creat un adevărat haos. Mii de oameni au ieșit pe stradă pentru a protesta față de imunizarea obligatorie a tuturor angajaților din sectorul public și privat. Manifestanții din Roma au amenințat chiar cu greva pentru a scăpa de regula introdusă de guvernul italian. Mii de muncitori nevaccinați au blocat câteva porturi din peninsulă. De ieri, toți salariații din Italia trebuie să se vaccineze pentru a-și mai putea desfășura activitățile profesionale. Cei care nu respectă regula riscă amenzi de până la 1.500 de euro și ar putea chiar să nu-și mai primească salariul. În prezent, peste 80% dintre italienii cu vârste peste 12 ani sunt vaccinați complet pentru COVID-19.
Magia sărbătorilor de iarnă se resimte deja într-o curte din Marea Britanie. Deși mai sunt două luni până la Crăciun, un cuplu de pensionari a început să-și împodobească casa și grădina cu decorațiuni și instalații luminoase. Cei doi au transformat exteriorul locuinței într-o adevărată atracție turistică cu scopul de a strânge bani pentru nepotul lor, care suferă de o boală gravă. What is on? Yeah. Okay. Decorarea timpurie a casei cu ornamente de Crăciun a devenit deja o tradiție anuală pentru un cuplu din orașul britanic Soham. Totul a început în urmă cu 10 ani, atunci când nepotul lor a fost diagnosticat cu epilepsie. Tratamentul de care copilul are nevoie este extrem de costisitor, iar banii strânși din donațiile a zeci de oameni care vin să viziteze casa acoperă nevoile medicale pe un an întreg. Might you feel proud, really, especially yes. The children, they get really yes. Excited, you know. Yes. And they're all taking photographs with their little yes. Flat. And they're all looking to see how far we've got, yeah. Haven't they? They say, oh, look, they've got something else up there. Deoarece nu beneficiază de niciun ajutor, operațiunea de împodobire a casei durează câteva săptămâni. Dacă anul trecut lockdown-ul impus din cauza pandemiei de coronavirus le-a dat bătăi de cap, anul acesta situația le este îngreunată de creșterea prețului la energia electrică. Cu toate acestea, cei doi rămân optimiști. You're not worried about your electricity bill? Helen won't tell me what it is. I don't know what it is. Will you? No. She won't tell me. You're not giving the secret. She might frighten me. No. Cei doi speră să termine de împodobit complet casa până la mijlocul lunii noiembrie. În total, peste 600 de ornamente și instalații de Crăciun luminează casa și curtea celor doi pensionari. Anul trecut, cuplul a reușit să strângă 12.000 de lire sterline în urma donațiilor primite din partea vizitatorilor. Moscova a devenit primul oraș din lume unde accesul la metrou se face prin recunoaștere facială. Călătorii din capitala rusă trebuie să-și descarce o aplicație pe telefoanele mobile și să ofere câteva informații personale, cei drept. Sunt însă voci care susțin că sistemul încalcă drepturile și libertățile oamenilor. Tehnologia de recunoaștere facială funcționează cu ajutorul unei aplicații în care utilizatorii trebuie să-și introducă o poză cu ei, datele cardului bancar și cele ale abonamentului la metrou. Odată ce aceste informații au fost încărcate în aplicație, este suficient ca pasagerii să se uite doar în camera video a turnicheților pentru a avea acces la metrou. De obicei, trebuie să-ți scoți cardul de acces la metrou sau cardul bancar din rucsac sau din buzunar. Aici însă nu este nevoie să cauți nimic. Nici măcar nu trebuie să-ți dai jos masca. Tot ce trebuie să faci este să treci prin sistem și nimic mai mult. Persoanele care au testat deja sistemul spun că această metodă îți permite să-ți plătești de 3 ori mai rapid călătoria decât prin metodele tradiționale. De asemenea, autoritățile ruse spun că informațiile personale stocate în aplicație sunt în deplină siguranță. Datele sunt stocate într-un sistem protejat aici, iar informațiile bancare ale oamenilor sunt stocate în sistemul fiecărei bănci, ceea ce înseamnă că sunt complet în siguranță. În prezent, sistemul de recunoaștere facială funcționează în toate cele 240 de stații de metrou ale Moscovei și urmează să fie introdus și în alte mijloace de transport în comun. Activiștii susțin însă că autoritățile extind sistemele de recunoaștere facială pentru a câștiga mai mult control politic. Pericolul constă în faptul că ei ne spun că 220.000 de camere de recunoaștere facială sunt folosite pentru siguranța noastră, însă, în realitate, ei ne colectează datele personale. Chiar și primarul Moscovei confirmă faptul că acea dată de bază arată în mod clar cu cine îți petrești timpul liber și pentru cât timp. Astfel, cercurile tale sociale pot fi identificate. Această informație cu siguranță poate fi folosită în scopuri politice și împotriva criticilor de la Kremlin. Cu toate acestea, oficialii ruși susțin că informațiile personale colectate vor fi stocate în centre de procesare a datelor, la care va avea acces doar Ministerul de Interne. Un jaf cu totul inedit a avut loc într-un oraș din estul Australiei. Un bărbat s-a folosit de un tractor pentru a da spargere. Venim însă cu imagini și detalii după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în 3 minute. Un jaf cu totul inedit a avut loc într-un oraș din estul Australiei. Un bărbat s-a folosit de un tractor pentru a da o spargere la un magazin de motociclete. Imaginile au fost filmate cu ajutorul camerelor de supraveghere de pe stradă și postate ulterior pe rețelele sociale.
Individul a furat utilajul industrial de pe un șantier și a mers cu el până la magazinul unde a și comis jaful. După ce a spart geamul magazinului, bărbatul a agățat două motorete de tractor și a fugit cu ele. La scurt timp însă, polițiștii au plecat pe urmele tâlharului și l-au urmărit pe străzi până la ieșirea din oraș. Într-un moment de neatenție, hoțul a intrat cu utilajul într-un șant, iar autoritățile au reușit astfel să-l captureze. De la sport trecem la meteo. Colega mea Marina Nițoiu este alături de mine în studio și ne dă toate informațiile. Bună seara, Marina! Cum o să fie vremea? Plouă iarăși. Bună seara, Marius! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Să știți că vin cu vești bune de data aceasta. Se mai domolesc ploile. Sigur, mâine vom mai avea nevoie puțin de umbrelă, în special în sud-estul țării. Pe acolo vor mai fi ploi, însă de data aceasta nu vorbim de ploi însemnate cantitativ, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile. Ușor, ușor, vremea se încălzește, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Și ce înseamnă asta? De exemplu, în București, normal ar fi ca în această perioadă să avem în jur de 17-18 grade. Și ne vom bucura de aceste temperaturi în următoarele zile, dar Marius, trebuie să mă reîntorc la ploi pentru că mai avem parte de ele în această noapte și avem și o atenționare. Ok, tu cu ploile tale, te rog frumos. Da, hai să vedem mai multe detalii. Până mâine dimineață, la ora 8, avem cod galben de ploi abundente în 5 județe din sud-estul țării. Așadar, în Brăila, Călăraș, Constanța, Ialomița și Tulcea, ploile pot lăsa în urmă cantități însemnate de apă, chiar și de peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Vântul, să știți că o să fie și el destul de nervos în aceste zone, atingând viteze de peste 55 de kilometri pe oră. Să vedem ce se întâmplă mâine. Ei bine, vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit, deși temperaturile vor fi în creștere față de zilele anterioare. Prin vestul, dar și prin nord-vestul țării, vom zări așa puțin soarele, iar în restul teritoriului, înnorările vor fi temporare. Nu scăpăm de tot de ploi, 2-3 picături așa mai sunt așteptate și prin sudul și sud-estul țării și izolat prin centru și prin est. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 17 grade, iată pe la Drobeta, iar mâine dimineață vom avea și condiții de ceață. În capitală. Va mai ploua și în această noapte, iar temperatura minimă coboară până la 9 grade. Și mâine cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab, iar la amiază vom avea, după cum puteți vedea, în jur de 14 grade în termometre. Începutul de săptămână ne aduce vreme mai bună. Luni, chiar dacă norii nu se lasă duși de tot, ne vom bucura totuși și de razele soarelui, iar temperaturile vor fi în ușoară creștere față de intervalul anterior. Maxima se va situa în jurul valorii de 17 grade. Marți, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Așteptăm cer variabil, iar termometrele vor arăta 18 grade. Cam atât deocamdată despre vreme. Cu multe de alte detalii vă aștept după Focus Sport. Marius? Marina, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. În continuare, vă invităm să urmăriți sitcomul Oportuniștii cu un invitat de marcă, Claudiu Blunț. Urmează meciul de sâmbătă seara, comentat de Bogdan Cosmescu și asistat de subsemnatul FCSB Mioveni, emoții de Liga 1. După meci, Wesley Snipes vă așteaptă cu un al doilea film din seria Blade, iar mâine dimineață de la ora 11, nu ratați o ediție specială Insider Politic cu Florin Călinescu. Da, cu Florin Călinescu și Sebastian Zacman, bineînțeles. Să aveți o seară și o noapte, doamnelor și domnilor, așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18, la Focus, aici, la Prima TV.